regăsit la Ministerul de Externe, mulțumesc pentru că ați avut consultația noastră. Am vrut să avem un scurt schimb de păreri despre organizarea summitului Comunității Politicii Europene și să vă furnizez câteva informații pe această ultimă sută de metri în organizarea acestui summit. Deci, efectiv, de mâine intrăm în faza imediat de întrebare organizării summitului. Deja mâine o bună parte din liderii europeni vor ajunge la Chișinău. Și putem constata că, prin prezența și gradul de interes pe care îl manifestă întregul Parlamentul European pentru acest summit, asistăm la un eveniment istoric pentru Republica Moldova. Este cel mai mare și cel mai important eveniment diplomatic organizat în țara noastră, cel puțin de la independență în coace, dar și, în același timp, este unul dintre cele mai importante evenimente diplomatice, atât la scară europeană, cât și la scară globală anul acesta. Ori o reuniune de aproape 50 de state, într-adevăr, nu au loc foarte frecvent, nici măcar la scară globală. După cum știți, Comunitatea Politică Europeană este o platformă de discuții și coordonare strategică despre viitorul Europei. Această inițiativă a fost lansată de președintele Macron în luna mai anul trecut, în 2022, iar primul summit al acestei comunități a avut loc la Praga, în octombrie anul trecut. Summitul din Moldova va fi al doilea summit al acestei comunități și ulterior va mai avea loc un summit până la sfârșitul acestui an în Spania. Comunitatea politică europeană reunește 27 de state membre ai Uniunii Europene și 20 de state care se află în afara Uniunii Europene. Unele din acestea, inclusiv Republica Moldova, evident, sunt în parcurs de aderare la Uniunea Europeană, dar acest for a fost lansat pentru a coordona mai bine și a unifica acțiunile continentului european, acțiunile statelor membre ai Uniunii Europene și celor state care nu sunt în Uniunea Europeană, pentru a veni cu răspunsuri comune la problemele pe care se ciocnește Europa, continentul nostru. Agenda summitului de pe 1 iunie, de la Castel Nime de la Bulboaca, va include mai multe componente. Summitul va începe cu o sesiune plenară în care liderii vor avea ocazia să exprime poziția statelor lor pe anumite domenii de interes. Ulterior, liderii se vor separa în așa numitele grupuri de lucru care vor discuta în mai multe detalii anumite subiecte, în special subiecte ce țin de pacea și securitatea pe continentul european, energia și tranziția climatică, cât și modalitățile de a facilita și a integra mai bine continentul european prin intermediul unor proiecte de conectivitate. Ulterior, în cadrul summitului vor fi create și sunt oferite mai multe spații, atât în timp cât și spații fizice, pentru întâlniri și întrevederi bilaterale, deci liderii, timp de câteva ore, vor avea întâlniri bilaterale între diferite state și eventual Uniunea Europeană. Și tot în marja și în jurul acestui summit vor avea loc mai multe acțiuni și anunțuri legate nemijlocit de Republica Moldova. Și prin intermediul acestor anunțuri, treptat, vom detalia mai multe rezultate concrete pe care țara noastră le va obține în jurul, în marja și pe parcursul acestui summit. Cât despre țara noastră, cred că acest summit pentru Republica Moldova, în sens diplomatic, dar și strategic, vine să trimită mai multe mesaje pentru societatea noastră. În primul rând, această reuniune în Republica Moldova este o dovadă clară a faptului că familia de state europene apreciază și sprijină Republica Moldova, apreciază și sprijină procesul de reforme din Republica Moldova, cât și atașamentul nostru la valorile europene. La 1 iunie aceste lucruri evident vor fi discutate. Un al doilea mesaj foarte important pentru țara noastră, mesaj care este conturat foarte clar de acest summit,
ține de sprijinul întregii familii de state europene pentru pacea și securitatea țării noastre. Astăzi, Republica Moldova nu este amenințată militar, dar Republica Moldova trebuie să facă față unor multiple efecte negative ai agresiunii Rusiei contra Ucrainei, efecte care se fac resimțite în țara noastră, în foarte multiple domenii, începând cu securitatea și stabilitatea țării noastre, securitatea energetică, starea economică, inflația, știți bine că am fost afectați și de întreruperi de curent și alte riscuri. Și iată, prin această prismă, pentru țara noastră este mai important ca niciodată să ne asigurăm că cetățenii țării noastre nu sunt singuri în fața acestor probleme generate de agresiunea Rusiei contra Ucrainei, cât și de politicile ostile ale Federației Ruse contra țării noastre. În acest sens, summitul este un mesaj fer că Republica Moldova nu este singură. Prezența celor 50 de lideri europeni la Bulvoaca este un semnal clar că Republica Moldova are prieteni numeroși, puternici, care ne susțin de plin în dorința noastră de a menține pacea și stabilitatea în țării, în țara noastră, cât și libertatea societății noastre. Un alt mesaj absolut clar care se conturează prin organizarea acestui summit, anume în Republica Moldova, ține și de sprijinul pan-european pentru eforturile și procesul nostru de aderare la Uniunea Europeană. După cum am menționat, cea mai mare parte a statelor participate la această comunitate sunt state membre ale Uniunii Europene. Pentru noi, acest summit este o ocazie unică de a convinge, de a arăta, de a demonstra europenitatea țării noastre, progresele pe care le înregistrăm pe parcursul nostru de aderare la Uniunea Europeană, cât și pentru implementarea celor nouă recomandări ai Comisiei Europene oferite Republicii Moldova în momentul în care am obținut statutul de candidat. Și, într-un final, cred că acest summit este o ocazie unică să demonstrăm din nou întregii Europe că suntem un popor unit, suntem un popor pașnic, suntem un popor care știe să contribuie la pacea, la securitatea europeană, la rezolvarea la nivel pan-european a problemelor continentului și că, în acest sens, suntem cu toții uniți pentru a asigura bună desfășurare acestui summit. Acest summit, într-adevăr, este o mândrie foarte mare, este o sursă de mândrie foarte mare pentru societatea noastră. Și pentru bună organizare acestui summit sunt implicați mii de angajați în sectorul public, dar și cu treaba societate este foarte important să demonstrăm că putem organiza un eveniment de astfel de anvergură. Și acest lucru va fi o ocazie foarte bună să arătăm tuturor ospitalitatea noastră în Republica Moldova. Între timp aș vrea să vă mai menționez și să vă mai dau câteva date câteva date statistice legate de summit. Până în ziua de astăzi avem confirmări aproape de la toate delegațiile statelor care vor participa la acest summit. Deci avem 48 de confirmări din 50. Delegațiile vor veni pe parcursul la două zile. Aproximativ jumătate de delegații vor veni deja de mâine, 31 mai. Și cealaltă jumătate de delegații va veni în Republica Moldova, prima jumătate zilei de 1 iunie. Summitul propriu-zis va începe la ora 10:30 cu sosirea liderilor delegațiilor la Castelul Mimi și summitul tentativ se va încheia aproximativ pe la ora 19 seara. Țin să anunț că avem un număr record de jurnaliști înregistrați pentru reflectarea summitului. Inițial au fost depuse 775 de cereri de acreditare. Au fost acreditați 656 de jurnaliști. Ne-am fi dorit să îi acredităm pe toți, dar, din păcate, am avut anumite restricții de spațiu de care am fost nevoiți să ținem cont. Printre jurnaliștii acreditați vom avea 330 de reporteri, 200 de cameramani și fotografi, 60 de editori, 100 de ofițeri de presă care fac parte ca membri ai delegațiilor oficiale. Ca și
geografie, jurnaliștii acreditați vin, evident, în o bună parte a statelor acestei comunități. Din Republica Moldova avem acreditați 177 de jurnaliști, din Franța 60, România 40, Germania 47, Azerbaijan 38, Spania 37, Regatul Unit al Marii Britanii 32, Italia 31. Deci cam astea ar fi cele mai mari grupuri de jurnaliști, dacă ținem cont de țara de proveniență. La fel vom avea acreditați jurnaliști din Argentina, China, Statele Unite ale Americii, Japonia, Mexic și alte țări. Pentru bună acoperire a summitului, inclusiv pentru imaginile live, sunt antrenate 82 de persoane, atât din Republica Moldova, cât și din străinătate. Astfel, compania publică Teleradio Moldova a făcut un parteneriat cu Uniunea Europeană de Radio și Televiziuni, EPU, și cu televiziunea publică din România, TVR, care ne vor ajuta să retransmitem summitul în regim live către cei peste 700 de milioane de cetățeni de pe continentul european, dar evident și pentru toți cei cetățeni care nu neapărat trăiesc pe continentul european, dar vor manifesta interes față de acest eveniment. Mulți din jurnaliștii acreditați deja au sosit în țara noastră, se urmează să vină pe parcursul zilei de azi și de mâine. Și inclusiv această prezență jurnalistică foarte mare este o ocazie pentru noi toți, ca societate, să demonstrăm că Republica Moldova este un loc pașnic, primitor, care iubește să trateze oaspeții cu respect, afecțiune și atașament și de aceea rugămintea este cu toții să facem acest efort de a arăta tot ce este mai bine în țara noastră pentru absolut toți cei vizitatori cu ocazia summitului, atât delegațiile oficiale, dar și jurnaliștii care vin cu ocazia acestui summit. În încheiere, aș vrea să mulțumesc tuturor celor care sunt implicați în organizarea acestui summit. Cum am menționat, este vorba de mii de oameni, oficiali, persoane care vor fi și colegi care vor fi responsabili de securitatea, logistica, buna primire a tuturor oaspeților care vin în Republica Moldova. Aceste mii de oameni, evident, fac parte și din sectorul public, dar și privat. Și sunt sigur că cu toții vom face acest efort pentru ca Republica Moldova, ca urmare acestui summit, să își îmbunătățească imaginea, să fie percepută ca un stat care poate organiza, știe să organizeze și merită să facă parte din familia de state europene. Și cu această ocazie sunt sigur că împreună, toți ca societate, vom reuși să accelerăm parcursul nostru de aderare la Uniunea Europeană și prin acest fapt, demonstrând întregii lumi că Republica Moldova nu este sigură, vom fi în stare să asigurăm și în continuare pacea și stabilitatea în țara noastră. Vă mulțumesc! Vă rog dacă aveți întrebări să le adresați. Domnul Babă, Compania Publică de Radio Moldova, bună ziua, domnul ministru. Aș vrea să întreb dacă la summitul de la Bubaca va fi adoptat de final o declarație, așa cum la Praga nu a fost o asemenea declarație, și dacă se discută, se va discuta în cadrul acestui summit despre transformarea acestei platforme nu doar de dialog politic, ci și una care să ofere livrabile concrete. Mulțumesc. Într-adevăr, la Praga nu a fost adoptată o declarație comună. În general, cea mai mare parte a membrilor, a statelor participante la această comunitate preferă ca această organizație, această platformă să nu intre în acest efort deseori dificil de elaborare unor declarații comune. Deci preferința majorității statelor participante la această comunitate la această etapă este să nu se meargă pe adoptarea unor declarații. Mai degrabă, preferința este ca statele care prezidează această comunitate, astăzi Republica Moldova, să facă anumite concluzii la sfârșitul acestui summit, care vor evoca în linii mari parametrii celor discutate. Cât despre proiectele concrete care ar putea fi implementate în cadrul acestei comunități, trebuie să constatăm că deocamdată, la această etapă, comunitatea este la cel de-al doilea summit abia și inclusiv în marja sau pe parcursul acestui eveniment se va discuta în ce măsură statele participante vor să dezvolte mai multe proiecte concrete.
evident în domenii precum energia și conectivitatea, și Republica Moldova, dar și alte țări, derulează deja și implementează mai multe proiecte, dar treptat modalitatea de funcționare acestei comunități se va contura mai bine, inclusiv după acest summit din Republica Moldova. Doar mă cer că politic medie, domnul Popescu, vreau să vă întreb despre acea listă a persoanelor care ar putea veni sub sancțiuni din partea Uniunii Europene. Vă întreb dacă această listă este definitivată, vor mai intra și alte persoane, va fi o decizie a Uniunii Europene după acest summit sau înainte de summit. Deci Uniunea Europeană decide ce persoane sau entități vor fi incluse pe lista de sancțiuni a Uniunii Europene. Aceste discuții în interiorul Uniunii Europene se află pe ultima sută de metri și într-un viitor foarte apropiat, Uniunea Europeană va face publică lista finală a persoanelor fizice sau entităților juridice care vor fi sancționate de către Uniunea Europeană pentru tentativele de destabilizare în Republica Moldova, pentru tentativele de divizare a Republicii Moldova, pentru tentativele de a aduce violența pe străzile Republicii Moldova și această listă finală va fi cunoscută foarte, foarte curând. Până la sfârșitul acestei luni, sper eu. Bună ziua, Iuna Guțu, Radio România Chișinău. Domnule ministru, aș vrea să vă referiți puțin la cine va asigura securitatea la acest eveniment, inclusiv cea aeriană, după care, dacă ați putea să vă referiți puțin la ce acțiuni și decizii care vizează nemijlocit Republica Moldova, am putea să ne așteptăm în urma acestui summit și, la final, care sunt schimbările și avantajele în urma acestui summit în Republica, istoric pentru Republica Moldova. Mulțumesc! Deci, pentru organizarea acestui summit am lucrat cu colegii din instituțiile noastre de forță, dar și cu partenerii noștri din alte țări, pentru a asigura securitatea Republicii Moldova ca coadă. Fără a intra în detalii, din motive destul de evidente, printre informațiile deja cunoscute public, știți bine că pe parcursul acestei săptămâni, Republica Moldova mai și organizează exerciții militare cu partenerii noștri din mai multe țări, în primul rând România, Franța, Marea Britanie, Statele Unite ale Americii și inclusiv prin prisma acestor parteneriate, dar nu numai, prin prisma acestor parteneriate în acest domeniu foarte sensibil, suntem siguri că Republica Moldova este un spațiu foarte sigur pentru organizarea acestui summit și că securitatea noastră a tuturor este asigurată în primul rând de instituțiile noastre, dar cu participarea și sprijinul și coordonarea cu colegii noștri din alte țări. Cât despre dumneavoastră... Decizii. Deci vor fi mai multe decizii și anunțuri legate de Republica Moldova. Unele din acestea deja vor fi făcute pe parcursul zilei de mâine, mai spre seară, odată cu venirea delegațiilor. În același timp, cutuma diplomatică spune că ar fi corect ca acele instituții sau țări care vor să facă anumite anunțuri să o facă în cadrul sau în marșul acestui summit. De aceea, cred că cel mai indicat va fi ca pe parcursul zilei de 2 iunie noi vom veni cu o listă exhaustivă a celor anunțuri și acțiuni legate nemijlocit de Republica Moldova, care vor fi făcute în marșul acestui summit. Deci, avantajele sunt atât generale cât și practice, anunțurile practice și avantajele practice le vom anunța începând cu, iată, seara zilei de 31 mai, pe parcursul zilei de 1 iunie și pe 2 vom oferi o informație centralizată și avantajele generale țin, iată, de această ancorare mult mai fermă a Republicii Moldova în familia de state europene, consolidarea parteneriatelor noastre cu aceste state, state cu care discutăm foarte multe proiecte comune, foarte multe proiecte de investiții, state cu care discutăm liberalizarea comerțului, deschiderea mai mare pentru a piețelor acestor state, pentru producătorii noștri, pentru agricultorii noștri, pentru exportatorii noștri. Și iată, această platformă ne oferă o ocazie foarte bună să accelerăm aceste discuții de
prin care canalizăm sprijin pentru dezvoltarea Republicii Moldova, pentru modernizarea Republicii Moldova, dar și pentru facilitarea accesului produselor noastre pe noi piețe de desfacere. Ori acest lucru, știți bine, că înseamnă locuri de muncă, salarii, venituri pentru cel concepeței noștri. Sătlana Gore, TVR Moldova, domnule ministru, ați menționat că 48 de state deja și-au confirmat prezența, inclusiv cu liderii, premierii sau șefii de state care vor veni. Care sunt cele două țări care încă nu se știe exact cine va fi prezent la summitul din Republica Moldova? Deci, practic, avem o prezență plină la acest summit, la cel mai înalt nivel. Este, din nou, o dovadă a interesului atât pentru această comunitatea politică europeană, cât și pentru Republica Moldova. Informațiile finale referitor la aceste două state, cred că le vom primi pe parcursul zilei de astăzi, de aceea la această etapă nu aș focusa excesiv atenția pe anume aceste două state, pentru că nu exclud că poate acum sau pe parcursul zilei de astăzi se va clarifica gradul de participare a acestor țări. Și încă o întrebare. Da, dar evident, cred că este foarte logic să ne dăm seama că în contextul securității din regiunea noastră, anumite confirmări sau neconfirmări de regulă au loc ceva mai târziu decât câteva zile înainte. Și încă o întrebare referitor la cei doi militari moldoveni din misiunea KFOR care au fost răniți în această noapte, în timpul ciocnirilor din nordul Kosovo. Ce informații cunoașteți și dacă ați fost informați pe cale diplomatică? Mulțumesc. Am fost informați pe cale diplomatică. Ministerul Apărării urma să emită un comunicat chiar înainte acestei conferințe de presă. Nu am reușit să citesc acest comunicat, dar din comunicarea noastră atât cu Ministerul Apărării al nostru, care comunică cu partenerii noștri externi, militarii noștri se află în siguranță. Situația lor este ok, nu, viața lor nu este supusă ca unor pericole și ulterior vom reveni cu mai multe detalii. Dar cred că acest incident ne mai aduce aminte încă o dată că este foarte important ca noi cu toții, statele din familia de state europene, prin comunitatea politică europeană, prin procesul nostru de aderare la Uniunea Europeană, prin parteneriatele noastre bilaterale, să contribuim cu toții la solidificarea, consolidarea păcii pe continentul nostru european. Nu există, în condițiile noastre, nu ne putem izola de alte țări, nu ne putem permite să ne izolăm. Noi, ca țară, primim foarte mult sprijin, atât economic, cât și politic, diplomatic, dar și pentru noi, ca țară, este foarte important să contribuim la consolidarea păcii pe continentul european, inclusiv prin contribuția noastră la misiuni de menținere a păcii în alte țări. Este aportul nostru la o Europa stabilă, este aportul nostru la o Europa pașnică și Republica Moldova beneficiază și va beneficia de o Europa pașnică, dar este foarte important și noi să contribuim la acest obiectiv. Bună ziua, domnule Andrei, ProTV. Domnule ministru, vreau să vă întreb, să precizez, de fapt, dacă Volodymyr Zelensky și-a confirmat deja prezența la summitul din 1 iunie și dacă în următoarele zile vă așteptați la anumite provocări din partea unor forțe politice de pe loc, care sunt ghidate cumva de Crimea. Deci eu am făcut o aluzie destul de transparentă la faptul că o bună parte din diplomația internațională legată de relațiile cu Ucraina sau participarea oficialilor Ucrainei la alte elemente, de regulă sunt gestionate și organizate de o manieră foarte discretă. De regulă, anunțurile legate de deplasările liderilor internaționali în Ucraina sau deplasările liderilor ucraineni în afară sunt făcute atunci când aceste deplasări au loc sau deseori ulterior. Și prin această prismă este o situație standard în care Ucraina nu confirmă până în efectiv ultimele momente gradul de participare. Evident, acest lucru ține de securitate, cât și despre evoluțiile de pe frontul din Ucraina, care pot fi imprevizibile și, iată, prin această
priznă la această etapă, nu cred că este cazul să discutăm prea mult despre aceasta. Vom ști în ziua summitului, vom afla cu toții și evident această decizie a Ucrainei de a gestiona de această manieră interacțiunile internaționale este una absolut logică, este rezultatul agresiunii Rusiei contra unui stat suveran, contra unui stat independent, contra unui stat pașnic. Deci, eu cred că noi în această țară suntem cu toții uniți în dorința noastră de a asigura pacea, calmul și primirea cu demnitate și mândria unor oaspeți, a unor prieteni. Și eu sunt absolut sigur că nicio persoană responsabilă, niciunul din concetățenii noștri care ne dorim cu toții binele acestei țări, nu va fi implicat în tentative de deraiere sau discreditare a acestui summit. Am menționat deja că securitatea acestui summit, securitatea țării noastre, în special în aceste zile, este asigurată cap-coadă. Cât despre Federația Rusă, știm bine că la timp de peste 30 de ani, politicile Federației Rusă față de Republica Moldova sunt ostile. Federația Rusă aplică diferite metode. Nu știu ce se va întâmpla în următoarele zile, dar vă pot asigura că securitatea noastră a tuturor în aceste zile este asigurată cap-coadă și Republica Moldova nu este singură nici în plan strategic, nici în procesul nemijlocit de organizare acestui summit. Vlad Curaban, Horizont TV. O să vă întrebare, mă rugat jurnaliștii de la Horizont TV, sau de dumneavoastră, de ce a fost refuzat acreditările la summit postul de televiziune Horizont TV și la alte posturi. Deci, eu personal nu am urmărit exact fiecare aplicație, fiecare refuz individual pentru jurnaliști sau pentru anumite instituții mass media. Am menționat că sunt și există restricții de spațiu, că la această etapă nu a fost posibilă acreditarea a peste 100 de jurnaliști și reprezentanți ai mass media din motive de spațiu și, în acest sens, eu nu sunt în poziția de a intra detaliat pe fiecare caz, pentru că, la modul practic, nu am fost implicat în procesarea fiecarei solicitări. Mersi. Vă mulțumesc mult. Bănuiesc că ne vom mai revedea pe parcursul zilei de mâine și de poi mâine. Vă doresc mult succes și pe curând.